Vă aduceți aminte de gustul roșiilor și de mirosul îmbietor al castraveților din curtea bunicii? Acele legume pentru care îngrășământul era doar bălegarul, iar stimulentul era multă grijă? Prea puține legume pe care le găsim astăzi pe piață mai întrunesc aceste criterii ale calității. De cele mai multe ori mâncăm roșii cu conținut tare, fără zeamă și gust specific. Mai există însă și producători agricoli care vor să păstreze gustul și se implică în a găsi semințe autohtone care fac leguma de altă dată. Unul dintre aceștia este și Florin Ștefan, de fel din localitatea Bucșan, județul Dâmbovița. De ani de zile vine cu legumele sale în piața de la Câmpina să le amintească prahovenilor că încă mai există legume bio. Noi l-am găsit la Târgul cu Bunătăți în Ploiești, ghidându-ne după mirosul de ardei gras, vinete și ceapă roșie de grădină. Piața e uneori bună, uneori mai greu. E invadată ca la Ploiești de așa ziși producători? Nu este. Pentru că avem un director foarte exigent. Cât de greu este să munciți în sola? Este foarte greu. Deci muncă, cum să vă spun, titanică, zi și noapte. Câte solari aveți? Am 2000 de metri de solar. Da. Pun roșii, ardei, vinete, de toate. Vorbeam de roșii mai devreme cu dumneavoastră. Cum sunt roșiile dumneavoastră? Puteți să spuneți că sunt 100% românești? 100% românești nu sunt, pentru că sămânța nu este românească deocamdată. Vreau să încerc să merg pe sămânța românească, dar e mult mai costisitor. Pentru că să fac puține, să moi ceea ce nu vor lumea. Nu vor oamenii moi, de ce? Nu. Ce acele au gust? Nu știu. Gustul e... Nu am, astăzi nu am, mâine, dacă veneați, aveam roșie adevărat românească. Și aș vrea să fac numai românești. Ha, deci aveți și 100% da? Românești. Da, 100% românești. Deci am sămânța. Am sămânța luată de la cineva, tot așa, din Moștrămoși, dar sunt foarte mari, foarte mari. Și aici nu le-am adus în cauza clienților că mă cer cu ei. Adică oamenii cred că dacă roșiile sunt foarte mari, au da, ce? Da, sunt, spune că sunt mutanți, că sunt multe probleme din astea. Când de fapt e roșia aia sănătoasă? Roșie sănătoasă românească și foarte gustoasă. De-aia nici nu, cum să vă spun, și ardeiul, tot așa, o să încerc numai românesc, nu o să mai pun. Spuneți-mi, vă rog, ce îngrășământ puneți dumneavoastră în solarii acolo ca să iasă gustul bun? Deci punem ridic și la ridic automat trebuie să punem bălegar. Deci bălegarul este... Rămâne bălegarul, da. Și le mai și dăm cât un pic de ajutor, cum să dă, că altfel nu facem producție. Deci oricum bălegar, nu alte prafuri și... Da. De stropit se stropește, să nu creadă lumea că nu se stropește, pentru că nu se face. Acum la târg de ce ați venit? Mai mergeți la târguri în țară? Da. Mergem la Sinaia, la Câmpina, când este aici la Ploiești. Oamenii practic pot să găsească și în piață, de ce ați venit dumneavoastră la târg? Să le arătați că există și marfă românească. Da. Și încerc din ce în ce să fac numai românesc. Prețurile am văzut că sunt la fel ca în piață. Da, nu e nicio diferență de prețuri. Pentru că nu aș vinde dacă ar fi diferență de prețuri. Este bine că nu vindeți prin intermediari, prin... Nu. Deci eu produc, eu desfac. Nu fac marfă puțină, frumoasă și vreau să vând eu. Deci sunteți unul dintre norocoși. Da. Așa se zice. După cum ați văzut, domnului Florin nu-i place vorba, ci munca, și e convins că doar prin muncă țara aceasta va avea un viitor mai bun. O să fie bine, spune dumnealui, când din ce în ce mai mulți oameni o să vorbească mai puțin și o să facă mai multe. Și dacă gustați din roșiile pe care le aduce la piață, îi veți da și dumneavoastră dreptate.
Vin puțin și slab calitativ. Asta prognozează specialiștii pentru anul acesta. În Prahova, la Valea Călugărească, Podgoria Dealul Mare, cultivatorii de viță de vie se uită îngrijorați către cer și se roagă la Dumnezeu pentru un strop de ploaie. Ar trebui să plouă câteva zile ca să se mai poată spera la o ameliorare în ceea ce privește recolta. Gerul din iarnă, ploile însemnate cantitativ din primăvară și seceta de acum le-a compromis culturile în proporție de 60%. Strugurii vor fi puțin dezvoltați, boabele vor fi mici, va fi randamentul mare de sămânță și pieliță în comparație cu mustul, deci randament de must va fi foarte mic. Dacă se ajunge la 50% ar fi extraordinar. Și acum, dacă ar ploua, nu, planta are această putere de revenire, de acumulări, ea poate să lucreze, însă într-o secetă din asta prelungită nu avem nicio speranță. Dacă nu sunt ploi și să recoltăm o producție frumoasă și să facem niște vinuri bune, nu se realizează fără ploaie. Nu. Cât despre micii cultivatori, aceștia nici nu s-au mai ostenit să-și asigure culturile. În special soiul Merlot e foarte afectat și în special pe voi. Ce credeți că o să iasă bun anul ăsta? O să voi iasă ceva? Dacă vin ploile, sperăm să iasă ceva bun. Momentan este într-o fază puțin critică. Anul acesta nu am asigurat-o, cu ani în urmă asiguram, însă sumele care se dau sunt destul de micuțe. Și preferăm să avem o recoltă bună decât să avem daune, înghețuri, secete și boli. În această situație ne vom bucura de vinul de anul trecut, care va fi cu siguranță puțin și scump. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul mare de îmbolnăviri cu tuberculoză simplă și pe locul 6 la îmbolnăvirile cu tuberculoză rezistentă la tratament. Studiile spun că o persoană care nu se tratează corect, adică 6 luni, poate îmbolnăvi și 15 oameni într-un an. Simptomele sunt ca ale unei răceli. Simptomele sunt respiratorii, cu tuse, cu febră, cu strănut, febră mai mult seara, nu prea înaltă, cu astenie, o astenie progresivă. Sunt situații în care pacientul nu își realizează din ce cauză nu mai poate mânca, nu asimilează, până când își pune problema că trebuie să facă o investigație. În ultima perioadă a crescut și numărul îmbolnăvirilor cu tuberculoză rezistentă la medicamente și asta, evident, din cauza bolnavilor. Tratamentul fiind așa de îndelungat și cu medicamente destul de puternice, să spunem, își pierde răbdarea. Și la un moment dat, văzând că se simte foarte bine, zice, sunt sănătos, nu mai trebuie să mai înghit nimic. Specialiștii susțin că un factor determinant în producerea bolii este situația în care se află pacientul, stresul conjugal, material sau de oricare altă natură, acționând asupra sistemului imunitar și slăbindu-l în fața bacteriei. Cauza fratelui meu, care nu a fost tratată boala lui de ani de zile, și acum s-a manifestat lândoieu la mine. Ați avut vreo problemă, ceva care să, nu știu, organismul să nu mai reziste, să nu mai facă față? Da, am avut mai multe necazuri, mai multe spărări, mai multe probleme. Cu serviciu? Cu serviciu, cu fratele a decedat, tot așa a avut o problemă și maică-mea și taică-mea au mai multe probleme. Greu, am slăbit, mă luat cu ametele. Am venit la spital. Tușeați? Tușeam, mi-e rău tare. Tare? Tușeați tare ca la o tușeam gripă, tare, așa? Da. Ca la o gripă. Transpirații cum? Transpiram. Cât timp ați stat așa până să vă adresați medicului? Vreo 3 săptămâni. Și pe urmă n-ați mai putut să vă ridicați sau cum? Normal, slăbisem rău, aveam ametele și am venit la spital. Doar anul trecut, în România au fost înregistrate 17.000 de cazuri noi de TBC. Noua lege a sănătății va intra în dezbatere în Parlament în luna septembrie, iar în luna octombrie ar putea fi adoptată. Actul normativ își propune să facă schimbări majore în domeniul asigurărilor de sănătate, al organizării spitalelor, al medicinei de familie, dar și în malpraxis. În ceea ce privește asigurările de sănătate, CAS-urile vor fi transformate în structuri mutuale și în acest fel asigurații vor putea controla banii cheltuiți pentru asigurările de sănătate.
se respectă principiul obligativității contribuției la asigurări de sănătate. Adică nu vor mai exista asigurați scutiți de plata asigurărilor, cum există la ora actuală. Ei vor fi scutiți în continuare de plata directă, dar cine scutește și plătește. Deci persoanele care la ora actuală sunt scutite de plata asigurărilor prin diferite legi speciale, vor fi în continuare scutite, dar bugetul de stat va trebui să contribuie în locul lor pentru plata asigurărilor. De asemenea, coasigurații. Pentru, există două categorii de coasigurații. Coasigurații unui asigurat care are venituri mai mici de două salarii minime pe economie și pentru aceștia va trebui să plătească bugetul de stat, și coasigurați care sunt pe lista unui asigurat cu venituri mai mari de două salarii minime pe economie, pentru care va plăti asiguratul respectiv. E vorba de 38 de lei pe lună pentru fiecare coasigurat. Se plătește 5,5% la salariul minim pe economie. Potrivit noii legi, persoanele cu venituri mici vor putea beneficia de un pachet social de servicii medicale. Acesta va acoperi un consum de medicamente cu prețuri sub 10 lei, care vor fi scoase de pe lista compensatelor. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Protejează mediul și propriul buzunar. Reumplă cartușul imprimantei la Pugo. Înploiești în centru, bloc Mercur și pe Bobâlna numărul 67. Ne găsești și pe net la www.pugo.ro. Pugo, repede și ieftin! Interviul este momentul optim pentru a-ți impresiona viitorul angajator, dar pentru a face impresie bună trebuie să te porți ireproșabil. Pe lângă sfaturi ca nu vorbi neîntrebat sau prea mult, fi foarte atent sau scapă de trac, gândește-te că este foarte posibil ca cel care te intervievează îți poate pune întrebări capcană. De cele mai multe ori, răspunsuri la acestea face diferența. Pe parcursul mai multor emisiuni, împreună cu specialiștii în formare profesională de la Fax Media Consulting, vom încerca să găsim pentru tine cele mai bune răspunsuri la întrebări capcană. Acum, care este salariul minim pe care l-ai accepta? Când e vorba de bani, e chiar o problemă. Este, depinde, deci totul depinde de postul la care te prezinți, pentru care te prezinți. Salariul minim pe care l-aș cere eu dacă aș fi, m-aș duce pentru un interviu de angajare, cred că ar fi cea mai mare greșeală pe care aș face dacă aș impune o sumă. Trebuie să fii diplomat. Ce înseamnă asta că trebuie să fii diplomat? Poți să barezi această întrebare cu o altă întrebare, de exemplu. Ar trebui să-l întrebi dacă care ar fi salariul pentru categoria de meserie în care eu mă duc să concurez. Și atunci, cu certitudine, nu se va aștepta la așa ceva. Pentru că e puțin probabil să zici ce o salariu ți-ar și să te trezești cu o altă întrebare la care îți vine ție obligația de a răspunde cu cât plătești meseria respectivă. Și ai alternativa asta la altă. Fie să o spui, fie să nu o spui și să dai un pas înapoi cu privire la salariu. Nici cel care este intervievat nu trebuie să, dar nu trebuie să dea înapoi. Trebuie să gândească la o, nu neapărat la o sumă fixă, să lase o variabilă între și între un salariu pe care eu l-am gândit că aș merita să-l primesc dacă îmi voi desfășura activitatea pe un anume program, deci după ce am toate aceste elemente pot să spun și că mă aștept la un anume salariu.
sau pot să spun că mă aștept ca la început acest salariu să fie mai mic, întrucât nu sunt cunoscute capacitățile, nici nu mă pot integra 100% de la început și probabil voi avea și scăpări. În momentul în care am depășit această etapă, se poate renegocia salariul și se poate să-l soliciți și cred că ai mai multe șanse să primești un alt salariu după o asemenea etapă decât de la început, unde este posibil ca angajatorul să te placă, să nu-i placă modul tău de a privi acest răspuns, deci să nu-i placă răspunsul tău la această întrebare și totuși să te angajeze. Nu cred că îți va oferi pe urmă cu drag un alt salariu în momentul în care dovedești că ești foarte bun. Deci ar avea un ce. Atunci este mai bine să facem un compromis. Să lăsăm și timpul de acomodare, să lăsăm și o gamă de variabile în salariu și atunci cred că se va rezolva foarte bine. Deci nu este bine să spunem atât vreau. Minim, că altfel nu pot să fac. Toată lumea își dorește un salariu, sunt de acord, dar depinde de firma respectivă, de practicarea unei grile de salarizare și la ei. Dacă eu m-am dus acolo, înseamnă că am totuși aceste informații și înseamnă că accept. Dacă nu, înseamnă că am călcat cu stângul de la început, nu trebuia să mă prezint la interviu în momentul în care, să zicem, aflu că este cu mult peste ceea ce speram eu, cu mai mult puțin peste ceea ce speram eu. Deci nu se poate să intru acolo. Și avantaj, dezavantaj. Dacă ai fost acceptat și asta este, v-am zis, există riscul să creezi așa un ce, până când din nou trebuie să te ridici, să te ridici și să convingi că ești bun și atunci toată lumea va fi mulțumită și salariul îți va crește și încrederea angajatorului este cu totul alta. Chiar și de la început încrederea este cu totul alta dacă lași nimeni care, dintre cei care doresc cu adevărat să aibă echipe bune, să aibă salariați buni, nimeni nu-ți oferă în râs un salariu decât dacă nu sunt posibilități și atunci nu te duci de la început, nu te duci la interviu.